Echipele antrenate de Victorina Bora sperau să obțină în ultimul meci din tur cele 3 puncte puse în joc și să scape de emoțiile din zona fierbinte a clasamentului. Nu a fost să fie, deși mare parte din meci, balistele de la CS Slatina au luptat umăr la umăr cu adversarele de la HC Zalău. Începutul partidei le-a găsit în avantaj pe elevele lui Gheorghe Tadici, meciul fiind unul extrem de strâns, balistele slatinene reușind rapid să egaleze. Jucătoarele noastre au reușit în minutul 5 chiar să preia conducerea pe tabela de marcaj. Echilibrul jocului s-a rupt în minutul 20 al partidei, când elevele lui Gheorghe Tadici au reușit să înscrie de 4 ori consecutiv fără a primi gol. În ciuda eforturilor făcute în repriza secundă, handbalistele slătinene nu au mai putut reuși să-și ajungă din urmă adversarele, acestea păstrându-și avantajul până la finalul partidei. În ciuda acestei înfrângeri, CSM Slatina se menține pe poziția 10-a a clasamentului Ligii Florilor cu 16 puncte, iar adversara de astăzi, HC Zalău, s-a distanțat la 5 puncte de handbalistele slătinene. În următoarea etapă, jucătoarele noastre vor întâlni Rapid București, echipa clasată pe poziția 6-a în clasament.